care să fie viu și să nu greșească, numai tu singur ești fără de păcat. Dreptatea ta este dreptate, nu veac, și cuvântul tău este adevărul Domnului, să ne rugăm. Doamne, adormitului robului tău Daniel Gheorghe, Hristoase Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururream și în vecii vecilor. Amin. Odihnește Mântuitorul nostru cu dreptii pe robul tău, și-l sănășluiește pe dânsul în curțile tale, precum este scris, trecând ca un bun greșelile lui cele de voie și cele fără de voie și toate cele cu știință și cu neștiință, iubitorule de voie. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce răsărit lumii din Fecioară, Hristoase Dumnezeule, și prin trânsa Fii luminii ne-ai arătat, miluiește-ne pe noi. Adormitului iar noi, pământeni, din pământ suntem zidiți și în același pământ vom merge, precum ai poruncit cel ce m-ai zidit și mi-ai zis, pământ e și în pământ vei merge, unde toți pământenii mergem, făcând tânguire de îngropare, cântare, aleluia, aleluia, aleluia. Cu sfinții odihnește Hristoase, sufletul adormitului robului tău, unde nu este durere, nici întristare, Iisus Sfânt, ce viață fără de sfârșit. Domnul comandant Păduraru o să aducă în numele tuturor colegilor dumnealui un cuvânt de rămas bun, un cuvânt de omagiu pentru cel care a fost comandant, pentru cel care a fost camarad, pentru cel care a fost prieten, domnul Daniel Gheorghe Popa. Îndurerată familie, îndoliate rude, prieteni, foști, colegi, tristată adunare. Astăzi, fără îndoială, țin unul în cele mai grele și sfâșietoare discursuri pe care am rostit vreodată. Este foarte greu să vorbesc aici, la timpul trecut, de cel care ne-a părăsit atât de neașteptat, comandantul nostru, domnul colonel Popa Daniel Gheorghe. Dumnealui, fiul Nicolae și Elena, născut la 25 iunie 1963, în statul Armășești, comuna Cernișoara, județul Vâlcea. Dânsul, așa cum a zis și părintele Protopop, a urmat cursurile primare, gimnaziale, liceale în județul Natal, absolvind apoi, în 1985, cu rezultate extraordinare, cursurile școlii militare de ofițeri pompieri București.
a fost repartizat, ca mulți dintre noi toți, la grupul de pompieri Călărași, unde și-a desfășurat pe rând activitatea în cadrul mai multor structuri ale grupului de pompieri, Inspecția de Prevenire a Resurse Umane, ocupând mai apoi funcția de stat major al grupului de pompieri Barbu Știrbei. Din 15 septembrie 2001 până în 2016, în luna iulie, a fost inspector șef al grupului de pompieri, precum și al inspectoratului pentru situații de urgență Barbu Știrbei al județului Călăraș, ocupând apoi funcția de inspector șef al inspectoratului pentru situații de urgență Dobrogea al județului Constanța. A fost comandantul nostru, a fost comandantul colegilor de la ISU Constanța, conducând aceste două instituții după principiile sale de viață, fiind un foarte bun profesionist, dedicat trup și suflet meseriei, reușind să imprime această atitudine și cadrelor din subordinea sa. Ca și pompier, domnul comandant și-a făcut datoria cu cinste, pricepere, devotament și a manifestat grijă față de noi, subordonații dumnealui. Sigur că nu putem uita niciodată calitățile sale de militar, dar nici calitățile umane, personale ale dumnealui. Calmul cu care rezolva problemele apărute și spiritul de solidaritate față de cei cu care a lucrat, solicitându-ne în permanență nouă, subalternilor dumnealui, să punem în primul plan cetățeanul și să avem obligația de a asigura securitatea în domeniul situațiilor de urgență. Domnul comandant a fost un patriot, a iubit țara, a iubit în mod deosebit meseria de salvator de pompieri, implicându-se și conducând nenumărate acțiuni de salvare complexe și cu un grad ridicat de pericol, având satisfacția salvării oamenilor și bunurilor acestora. Domnul comandant nu a fost doar un comandant desăvârșit. A fost un sos devotat, un tată iubitor pentru cei doi copii care i-au călcat pe urme. Calitățile și principiile sale de salvator le-a transmis și le-a insuflat cu succes mai departe fiicei dumnealui, care acum este medic experimentat în domeniul situațiilor, în domeniul urgențelor, iar băiatul său este pompier, este coleg, camarad al nostru. Amândoi își dedică meseria pentru salvarea cetățenilor care se află de atâtea ori în situații grele de urgență. Cuvintele nu sunt niciodată de ajuns atunci când trebuie să vorbim la trecut despre comandantul nostru, însă va fi veșnică recunoștința pe care o purtăm omului deosebit și profesionistului drag tuturor pe care l-am cunoscut. Povestea comandantului nostru se termină astfel, în această lună octombrie, când a fost internat în spital. Am sperat cu toții că va fi un învingător, așa cum ne-a demonstrat și nouă de atâtea ori, că va lupta cu acest virus, că se va face bine și ne va bucura din nou cu prezența dumnealui. Dar Dumnezeu a avut alte planuri cu dânsul. Eroii nu mor niciodată, ei trăiesc veșnic în inimile și gândurile noastre. Avem onoarea să vă salutăm, domnule comandant, odihnă veșnică, Dumnezeu să-l ierte. Veșnică pomenire, veșnică lui pomenire și pomenirea lui din neam în neam și-i fă lui Doamne veșnică pomenire. Doamne, veșnică pomenire.